bună seara! Este o surpriză pentru mine că am fost invitat, n-aș fi vrut să accept să vin aici. Cât privește că am făcut foarte bine în Sighet eu, mai puțin, că sunt de puțină vreme în Sighet, poate majoritatea dintre dumneavoastră mă vedeți pentru prima dată, dar foarte mulți dintre dumneavoastră l-ați văzut pe Părintele Filippo Ariani, care înainte de sărbătoarea Crăciunului a plecat undeva mai departe de aici, într-o nouă misiune în Georgia. Părintele Filippo a activat în Sighet și în România timp de 10 ani. Cei drept a lucrat foarte mult. Cei de la Protecția Copilului, cei de la primărie știu foarte mult acest lucru. Eu am venit într-un fel să duc această moștenire mai departe. Și îmi dau silința să continuăm acest drum început, și anume, de a fi aproape de copiii abandonați. De copiii care sunt, îi cunoaștem deja, în casele de copii, de la centrul maternal, iar primind invitația de a veni numai în această seară, m-am bucurat foarte mult pentru că eu cunosc deja o realitate care lucrează pentru femeile abuzate și copiii abuzați. Dar nu din această zonă. Și m-am bucurat că se face așa ceva și aici la Sighet, un drum foarte bun. Pentru că știu că aceste proiecte nu vizează doar să ajute persoanele care sunt abuzate, ci și multe campanii de prevenire pentru a crea o cultură, pentru că, în primul rând, așa cum ați marcat și dumneavoastră de mai multe ori în această seară, un lucru foarte important este acela de a avea o cultură a respectului față de persoana care ne este alături. Și iar noi, Asociația Frații Minori Capucini, care activează aici în Sighet, dorește ca pe mai departe să putem eventual colabora în această privință, pentru că împreună avem aceeași cauză. Să creăm o lume mai bună, să creăm o viață de fraternitate între oameni, iar noi ne desfășurăm activitatea cu diferite inițiative. Avem un centru, așa zis, oratoriu, unde cam toți copiii de la casele de copii vin la noi și organizăm pentru ei diferite evenimente, stau împreună cu noi. Avem un centru de zi unde oferim posibilitatea copiilor care provin din familii dezorganizate să aibă parte de educația necesară și să fie ajutați la teme. Centrul de zi Micul Prinț, pe care cu siguranță dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Mai nou avem apartamentele, nu? Apartamentele sociale pentru tinerii care ies din sistemul de stat, nu? La vârsta de 18 ani și de cele mai multe ori rămân în mijlocul străzii. Părintele Filippo a ținut foarte mult să creeze pentru ei un ambient și un proiect care să îi însoțească ca mai apoi ei înșiși să fie artiștii vieții lor, nu? De asemenea, avem o casă de tip familiar, care, tot la fel, prin generozitatea unor părinți care stau tot timpul cu copiii, tot acolo, în cadrul acestei case de tip familiar, funcționează și o mică patiserie, gelaterie, care vrea să-i introducă pe acești tineri în viața de zi cu zi prin a-și câștiga fiecare pâinea. Și, desigur, sper să nu uit ceva, dar ceea ce este mai important este că sunt bucuros că sunt în mijlocul dumneavoastră, sunt bucuros că sunt aici la Sighet și că toate acele inițiative care vizează respectul persoanei pentru redăruirea demnității, nu, persoanelor, pentru că acest lucru este important în primul rând, ca fiecare persoană să-și aibă demnitatea ei. Pentru că violența în familie față de unul dintre cei doi parteneri sau față de copii, până la urmă nu face altceva decât să abuzeze de demnitatea celuilalt. Pentru că, așa cum știm prea bine,
Așa cum noi vrem să fim respectați, așa cum noi dorim o viață bună pentru noi, la fel au dreptul și ceilalți care ne sunt alături. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și bineînțeles că, așa cum am spus și la început, în măsura în care vom reuși să vă sprijinim, de exemplu, nu pentru copiii care eventual vor fi nu, în casa sau în adăpostul pe care veți crea, aveți nevoie de susținere pentru termen, noi avem această posibilitate și, bineînțeles, când și cu alte lucruri, în măsura în care reușim să colaborăm ca acest proiect să funcționeze cât mai bine, noi vă suntem la dispoziție și vă mulțumesc. O seară frumoasă să aveți în continuare.